Ne-am dorit să fie meciul campionatului. M-am gândit și ne-am pregătit că să fie cel mai puternic meci. Prima repriză, zic că a fost repriză echilibrată, însă a doua repriză, pe fondul, la începutul celei de-a doua reprize, pe fondul foarte unor greșeli, Constanța a reușit să se distanțeze și au păstrat distanța până la final. A fost un meci întâmpinat, un meci al orgolilor. Victorie frumoasă împotriva unui club numeros, împotriva unei echipe cu care ne vom bate mereu la titlu. Mă bucur că a fost o adversară frumoasă și a reușit să câștigă. Adversar rezultabil și sunt convins că la anul vor avea ambiții și mai mare să câștige titlul. Dar noi suntem acolo, ne vom bate pentru orice punct și va fi frumos, fiindcă va fi un campionat mai puternic. Este foarte important ca mai multe echipe se bată la titlu și sperăm ca de fiecare dată noi să fim cei învingători. Victoria dobrogenilor în fața studenților lui Eliodor Voica și Stelian Bursuc a fost decisivă pentru cel de-al 8-lea titlu din istorie și al 5-lea consecutiv pentru clubul de la Malul Mării. Vreau să câștig titlul, cupa și să reușesc să mai ieșim din grupele Champions League, pentru că e un sentiment minunat. Sper că voi lua și al 10-lea titlu. Trofeele au loc, le facem în loc. Important e ca acest grup să fie și să rămână în continuare unit, fiindcă formăm o familie frumoasă și doar aceste meciuri ne demonstrează cât de puternici suntem.